Handball Club Zalău, finalista Cupei EHF din sezonul 2011-2012, este foarte aproape de o calificare în sferturile de finală ale celei de-a doua competiții europene intercluburi de pe bătrânul continent. Calificată în optimile de finală ale Cupei EHF, după ce a eliminat în faza precedentă echipa islandeză Valur Reykjavik, în urma unei duble manșe disputate pe tărâm islandez, echipa antrenată de Gheorghe Tadic va disputa dubla manșă cu Juve Lis din Portugalia pe propriul teren. După lungi discuții între conducătorii celor două cluburi, s-a ajuns la o înțelegere și echipa din Portugalia și-a dat acordul de a disputa ambele partide din cadrul optimilor de finală la Zalău. Suntem bucuroși și să le oferim suporterilor noștri bucuria de a vedea două meciuri internaționale la Sala Sporturilor. Pot spune că este o recompensă pentru ei, după ce am jucat în faza precedentă o dublă manșă în deplasare. Sper să le oferim tuturor românilor și în special sălăjenilor o calificare, pentru că suntem echipa comunității județene și a României și ne jucăm în primul rând pentru spectatori. Cele două partide dintre HC Zalău, România și Juve Lis, Portugalia, din cadrul optimilor de finală ale Cupei EHF, vor fi găzduite de Sala Sporturilor din Zalău.